Bă, băieți, salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi suntem într-un Audi A6 Avant 45 TDI 4. Deci, practic, același motor pe care l-am și eu pe allroad-ul meu, pe A4, și aceeași cutie, cred. Am vrut să fac o probă de condus cu acest A6, deoarece sunt curios de câteva chestii. La mine cumva smulcește în treapta 2, tremură undeva de aici, de la 1000 de ture până la 1250, deci când accelerez, deci în plaja asta de turație, să zic, tremură, după care dispare. Chiar și mai sus la schimbarea treptei, ok, aici suntem în S, dacă dăm pe drive, pe modul normal, aici nu arată treapta de condus, dar totuși, uitați cum schimbă mașinuța asta. Deci fără să tremure, fără să facă nimic, cel puțin eu vă spun cum se simte, nu aveți cum să vă dați voi seama, cel puțin, deci nu se simte, nu tremură, nu vibrează nimic. Și acum suntem, deci mașina n-a mai fost pornită de mult timp. Deci stau pe loc și nu tremură nimic. Deci nu tremură nimic. Se aud doar discurile deoarece sunt răginite. Și chiar și motorul se aude bine. Și bine că aici avem 25.000 de kilometri, dar totuși. Te schimbă perfect. Deci nu există o problemă cu schimbarea treptelor cu vibrația. Uitați cum schimbă. Cum spuneam, frânele sunt puțin problematice. Și când o bag în drive, cel puțin la mine smucește cumva, aici nimic. Și uitați ce repede pleacă. Nu știu, e ciudat ce se întâmplă cu mașina mea, ce nu e în regulă. E ceva ce nu e în regulă cu mașina mea. Ceva ce nu e în regulă. Deci o bag în drive, o pun, te schimbă perfect. Deci cumva la mine în... aici vibrează. Deci merg până aici vibrează. Îmi vibrează pedala de accelerație, îmi vibrează volanul, vibrează cam toată caroseria. Parking. Nu știu, s-a accelerat din nou acum. Nu știu care e faza. Normal, mașina n-are baterie. Abia a pornit, nu știu dacă din cauza asta se accelerează așa. Se aude și aici ceva, un țăcănit, o ceva, dar nu știu, nu pot să-mi dau seama. După cum spuneam, se văd frânele. Sunt ruginite, de aceea fac așa urât. Am mai fost pornite de mult. Da, nu știu, deci motorul ăsta e mult mai silențios față de al meu, cu cât că e nou. Mult mai silențios. Cred că își face cumva regenerare, dar nu tinse, nu știu, nu cred. Deci aici avem dita mai dita, mai portbagajul, chiar că aici avem dita mai portbagajul. Trebuie să deschid ușile. Cam așa arată. Piele, tot felul de nebunie are A6-ul ăsta. Ce-mi plac controlele astea din spate. Sunt cutași, sunt făcute cum trebuie. Nu știu, întotdeauna mi-au plăcut. Și ce-am mai observat aici, dacă ne uităm bine la centuri, deci pe timp de noapte sunt iluminate centurile. Ce unde se... Deci centurile de siguranță aici, unde se închid, sunt iluminate. Uite, partea asta de aici. Seara se aprinde cu alb, o chestie interesantă, ceva de ține de ambient light.
totuși să facem și un video afară, că oricum am de gând cu videoclipul ăsta să merg la reprezentanță în partea cealaltă de unde am luat eu mașina. Da, dacă ne uităm bine, aici diferă cumva și calculatorul mașinii, diferă tot, nu știu, e ceva ce nu e aceeași chestie. Motorul nu tremură deloc, chiar și filtrul de aer e divers, capacul motorului e divers. Nu știu, în mare parte, dacă mă uit așa, e cam aceeași chestie, adică turbo, nu știu, e aceeași chestie, diferă cumva capacul de la motor, ce capacul de la motor, capacul de la filtrul de aer și calculatorul mașinii, e altă treabă. Da, nu știu, e ceva ciudat ce nu, nu știu, cu mașina mea e ceva ce nu e în regulă. Tremură prea tare a mea și vibrează prea tare. Așa, și cum spuneam, deci asta este mașinuța. Nu știu, tind să cred că trebuia să-mi iau, cred că A6. Ceva de mult mai bine închegat. Și după cum v-am spus, în față, din ce am văzut, eu credeam că e normal, e aceeași motorizare, e aceeași căluți. Dar ceva, cumva pe A6 e altfel configurat, nu știu, cred că și suporții motor, nu știu, e ceva ce, nu știu, la mine cumva vibrează prea tare. Uitați, iar a scăzut, deci am pus, acum iar a scăzut relantiul, dar nu știu de ce, e puțin ciudat. Uitați cum schimbă. Deci schimbă ca un estronic cutia asta. Și nu e un estronic, credeți-mă. E un ZF aici cu 8 trepte. Ce urât fac frânele. Chiar îmi place mașinuța asta. Da, nu știu ce să zic, e ceva ciudat. E ciudat, eu sper să rezolv ceva cu a mea, că altfel înnebunesc. Panoul de climatizare e puțin ciudat aici. Deoarece trebuie să stai să... Și asta are un zgomot ciudat. Ceva zdrângă neparcă. În fine, deci avem aici o cotieră, o încărcare prin inducție, să vă arăt cât de cât în mare mașinuța, priza de 12V, două cup holdere, normal cheia mașina aceasta este, care se pune aici, are un loc special. Ce îmi place schimbătorul ăsta, că e mare, poți să stai cu dosul palmei pe ea. Deci, nu știu, cumva sunt dezamăgit de-a mea, să văd că se mișcă, se comportă bine, dar e ciudat. Nu știu, mi-a vibrează prea tare, adică mă așteptam cu noul motor să meargă mult mai bine. Nu știu, mulți ați comentat, mulți ați lăsat comentarii acolo, dar cei care dețineți, nu știu, un motor, model ca al meu, puteți să lăsați un comentariu și să-mi spuneți, băi, la mine tremură, la mine vibrează sau nu știu, sau nu vibrează la mine. Bă, băieți, cam asta a fost, doar o scurtă prezentare și am vrut să vă spun tot despre mașinuța asta care e faza. Am venit înapoi și la reprezentanță la, de unde a luat BMW-ul, deoarece el mi-a făcut un calcul, nu o să vă spun prețurile acum deoarece nu și-au rostul, mi-am făcut un calcul, i-am spus că când vin din vacanță aș vrea să iau BMW-ul. Mi-a spus cât mai valorează mașina mea, destul de puțin, deoarece au spus că cu motorul... Adică, da, mașina funcționează pentru el, nicio problemă, dar cei de la Audi decid și cum ar veni, domne, că motorul e schimbat și că posibilul următor cumpărător care o să vină și o să audă de treaba asta, mașina, nu știu, o să fie cam puțin problematică de vândut. Și am spus, păi bun, dar și pentru mine e aceeași chestie, adică. În fine, nu știu, o să mă gândesc după ce o să vin din concediu, dar cel puțin joi acum am din nou programare la Audi de unde am luat mașina, le-am spus că nu-mi place cum merge și nu știu, cumva ei o să o verifice din nou și în cazul în care nu rezolvă mare lucru, ori o dau înapoi și scap de ea, ori mi-o repară, nu știu, schimbă cutia, nu știu ce naiba, mai de data asta, nu știu, e ceva ce nu-mi place, vibrează prea tare, v-am spus, de la 1000 până la 1200, 1250 de ture, tot așa când urcă acul, cumva
îmi vibrează accelerația, pedala de accelerație, îmi vibrează volanul, îmi vibrează cam tot. Da, cam asta a fost pentru astăzi. Am făcut decât o scurtă prezentare a Ciusuia 6, 45 TDI, 231 de cai, aceiași căluți, același motor, aceeași cutie ca la mașina mea, tind să cred că este, doar că diferă ce multe chestii acolo și tind să cred că una 6 e făcut mult mai bine față de una 4. Până data viitoare, numai bine!